școală copiii învață în moduri diferite să împartă numerele. Eu am să vă spun care este cel mai ușor și cel mai accesibil mod pentru copii. Întotdeauna este bine ca o împărțire a unui număr format din mai mult de o cifră să se facă desfășurat. Ce înseamnă desfășurat? Prima dată începem cu cifra sutelor. 9 împărțit la 3 este egal cu 3. 3 ori 3 este egal cu 9. Vom scrie acest rezultat sub cifra sutelor. Scăzând 9 minus 9, nu ne mai rămâne nimic. Se coboară următoarea cifră, cea a zecilor. 6 împărțit la 3 este egal cu 2. 2 ori 3 este egal cu 6. Din nou, prin scădere, nu mai obținem nimic. Am ajuns să coborâm și cifra unităților. 3 împărțit la 3 este egal cu 1. 1 ori 3 este egal cu 3 și am terminat împărțirea. De ce spun că este importantă această desfășurare? Este importantă pentru că se va ajunge și la momentul în care vom învăța împărțirile cu rest. Atunci nu vom mai putea din prima să spunem că 963 împărțit la 3 este egal cu 321. Va trebui să desfășurăm împărțirea și vă recomand să începeți de la început să învățați această modalitate, pentru că ea va continua chiar și la clasele 5-8, mai departe de clasa 4. Mai putem să facem această împărțire într-un alt mod, descompunând acest număr format din sute zeci unități, cum vă spuneam, în 900 plus 60 plus 3, da? Și luând fiecare termen pe rând și împărțindu-l cu 3. 900 împărțit la 3 plus 60 împărțit la 3 plus 3 împărțit la 3 va fi egal cu 300 plus 20 plus 1 și desigur că ajungem la același rezultat, 321. Oricare din cele două metode este corectă și acceptată spre rezolvare.